40 de liceeni de la Greceanu vor să lase posterității o serie de mărturii despre oamenii locului care au scris istoria Slatinei și au contribuit la ceea ce reprezintă astăzi patrimoniul material și imaterial al României. Ei au cutreierat bibliotecile și arhivele statului pentru a descoperi informații și imagini inedite despre oamenii cu care ne mândrim. Totul a început prin inițiativa noastră și a domnului profesor de a pune pe picioare acest proiect și am căutat informații, am căutat poze și astăzi a ieșit această carte de care noi suntem mândri că am realizat-o. Mi-a plăcut foarte mult să scriu și să caut despre domnul Traian Bijou pentru că a contribuit la facerea școlii noastre și mi-a plăcut foarte mult. Ne-a creat amfiteatrul nostru de la Radu Greceanu, sala de sport și cea din dreapta, aripa noastră, a fost creată de Traian Bijou. Volumul intitulat Personalități slătinene în istoria României a fost lansat astăzi la Centrul Cultural Eugen Ionescu, în prezența foarte multor tineri, colegi ai autorilor. Alături de ei au fost și numeroși dascăli din municipiu. Lucrarea care descrie prin date, imagini și gânduri 40 de personalități locale a fost coordonată de profesorul Gheorghe Moise, care nu se află la prima inițiativă de acest gen. Astăzi lansăm lucrarea Personalități slătinene în istoria României. De fapt, este al doilea volum, o continuare a ceea ce anul trecut am sărbătorit împreună cu Primăria Slatina și cu orașul în care trăim, 650 de ani de atestare documentară. Cartea este lansată în cadrul evenimentului Zilele Slatinei și mai ales în contextul instituirii anului 2019 ca anul internațional al cărții. În această lucrare, cu un colectiv tânăr, noi am realizat o monografie a unor personalități, cele mai importante și mai cunoscute, 40 de tineri autori și-au ales să vorbească fiecare despre viața și opera a 40 de slătineni cunoscuți în România și în lume. Anul trecut, alți 30 de elevi ai prestigioasei unități de învățământ din municipiu, sub coordonarea aceluiași dascăl, au reușit să ofere peisajului publicistic local volumul Slatina, file de istorie și civilizație.